În România, armata nu este obligatorie pe timp de pace, însă în cazul în care autoritățile decretează stare de mobilizare, război sau asediu, o anumită categorie de persoane poate fi încorporată în orice moment. Ministrul Apărării a vorbit despre stagiul militar, subliniind că cei care nu au pregătire militară nu vor fi trimiși la luptă. De asemenea, acesta a mai spus că speculațiile cu privire la stagiul militar sunt false și alarmiste. Vasile Dâncu a vorbit marți seara la Realitatea Plus despre speculațiile legate de noua formă a legislației privind stagiul militar. Ministrul Apărării a precizat că aceste speculații nu sunt adevărate și că sunt alarmiste, subliniind că nu se pune problema ca cineva să fie trimis la luptă fără pregătire militară. Aia e moarte curată. E... Nu poți să trimiți așa ceva la luptă. Ați n-au cum fără pregătire. Și vârsta ar fi până în maxim 35 de ani se va merge la război. Ce părere aveți? Nu, vârsta e corectă până la 55, cum era înainte. Deși eu am dreptul să merg. Nu. Dumneavoastră azi merge? Da, aș merge. Păi da, cum să nu? Ați făcut... Da? Da? Am fost lunetist și aș merge, nu m-aș feri. Nu cred că mai vor tinerii să facă așa ceva. Mai ales care sunt plecați în străinătate. Nu mai vine domnișoară de acolo pentru așa ceva. Dar poate scăpăm de treburile astea. Sperăm să fie mai bine. Ministrul Vasile Dâncu a mai spus că vârsta combatanților va fi între 18 și 35 de ani, subliniind că este exclus ca aceștia să meargă la luptă fără să fie pregătiți. Vasile Dâncu a mai spus că voluntarii rezerviști pot beneficia de mai multe cicluri de pregătire. De asemenea, el a mai spus că există și anumite cicluri pentru zonele mai complicate. De exemplu, pentru voluntarii rezerviști pot exista mai multe cicluri de pregătire de câte 15 zile, în care face diverse cursuri de pregătire. Am gândit de asemenea și cicluri pentru anumite zone mai complicate, cum este ciber sau comunicații, care pot dura 3-4 luni, dar în orice caz nimeni nu poate fi trimis pe front fără pregătire, a mai spus ministrul Apărării Naționale. Acesta a adus în discuție și un al doilea proiect, cel care se referă la stagiul militar voluntar, despre care ministrul spune că este special pentru cei care doresc să aibă pregătire militară fără a urma o carieră în acest sens.